Salutare, numele eu sunt Mihăiță și bine ați revenit la cariera noastră cu FCSB și am o veste foarte bună să vă spun. Și a revenit Florinel Coman, este aptă pentru partida cu Concordia Chiajna. Vom rebăga la debut, după cum unii dintre voi știți, la început a avut o accidentare groaznică și ne-a lipsit undeva la 7 partide. Destul de mult știu, dar o veste foarte bună. Am primit acum un mail, l-am șters și Florinel Coman este apt de joc și poate juca și este foarte bine pentru clubul nostru, pentru că și-a venit un astfel de jucător ca el. Avem în continuare meciul Concordia Chiajna, haideți să vedem programul competițional al nostru. Da, aici Concordia Chiajna după în deplasare și după meciul de acasă cu Ajaccio și trebuie să câștigăm acel meci din acest meci din deplasare cu Concordia Chiajna pentru a avea în continuare șansele noastre la titlu. Da, introducem pe Florinel Coman în locul lui Moruțan și Moruțan va intra aici în locul lui Harlem Nöyre, iar Nöyre rămâne rezervă deocamdată pentru că pare destul de accidentat Nöyre și nu vreau să-l pierdem de tot, că avem nevoie de el în meciul din Europa League. Romario Benza rămâne și el în teren. Mihai Roman va și intră Dragoș Nedelcu cu Tănase. Iată, punem doi astfel de jucători la mijlocul terenului. Îmi place să risc și vreau să joc ofensiv în această partidă și haideți să dăm drumul. Ne așteaptă 9101 spectatori și 32 de grade. Iată un meci care se joacă pe căldură. Da, 9101 spectatori și un meci care ne va chinui cei drept, pentru că se va juca pe o temperatură destul de ridicată, la o oră destul de devreme. Iată pe Coman. Coman, avem nevoie de Coman, iată, dar ratează balonul. Cei drept trebuie să se menajeze măcar două partide, că a trecut printr-o perioadă destul de grea și iată cei de la Concordia Chiajna cu prim șut au avut lovitură liberă. Cât de bine au început ei acest joc, acest debut de partidă, cât de bine au început și a reușit să se apropie de poarta noastră, dar noi jucăm bine și ne apărăm când trebuie și atacăm când trebuie. Alexandru Stan până la Tănase. Tănase așteaptă întărire, acolo este Alexandru Stan pentru Florinel Coman pe poziția care îi place, dar a doua oară care a pierdut balonul, dar nu-i bai, pentru că îl credem, nu a mai jucat de atâta timp. Dragoș Nedelcu a încercat să treacă spectacolul ăsta acolo cu călcâi și ATP pe contraatac, dar Moruțan se opune excelent acolo. Dar iată, se țin tare cei de la Concordia Chiajna, Rusescu. Rusescu așteaptă întărire, Rusescu, până la urmă îi oferă un spațiu lui Tănase și trebuie să ajungă Tănase. Tănase, concentrare, centrare până la Rusescu. Nu a ajuns Rusescu. Momcilovic nu pentru același Rusescu. Are culoar de șut. Rusescu! Este gol! Raul Rusescu! Da, iată, am văzut acel culoar de șut și am zis să șutez. Iată, culoar bun și șut la spațiul porții. Șut plasat și este foarte bine. Conducem din minutul 26 cu 1-0. Rusescu, am o trebuie să joc el pentru a-l menaja pe Bizon în partida din Europa League. Coman, Alexandru Stan, iată pe Stan cât de bine recuperează un șut, a fost mai mult un pas, un șut, să-i spunem așa. A încercat să și șuteze, dar într-un fel să și centreze, dar nu i-a ieșit nimic, din păcate. Iată pe acela Stan până la Rusescu, marcatorul golului de mai devreme. Nedelcu până la același Rusescu. Rusescu și așează balonul pentru șut. Rusescu direct în portar. A tras direct în portar, s-a apropiat prea mult și a făcut o greșeală, dar iată din nou șut în blocaj. Moruțan cu exteriorul jos la firul erbii, dar respinge în cel din urmă portarul lor. Iată peste liști de 5 minute bune atac în continuare și super gol Raul Rusescu. Super gol Raul Rusescu, iată ce gol reușește Raul de Ghencea, iată șut cu exterior direct în vinclu, golazo putem să spunem așa, golazo reușit de Raul
Rusescu, iată, intrăm deja cu 2-0, deși nu părea să credem că putem intra cu 2-0. Acum au început cei de la Concordia Chiajna, dar s-au muiat. Au început bine, dar s-au muiat și iată își pun mâinile în cap, căzuți la pământ. Intrăm spre vestiare cu un moral bun și sper să ieșim la fel, să conducem în continuare și să nu primim gol. Iată din nou pe același Rusescu cu un șut, bară! Bară, ce meci face aici Raul Rusescu, ce meci, se simte bine pe acest stadion Rusescu. Iată din nou același Rusescu din nou, acum de această dată în blocaj. Iată cel mai mare meci al Rusescu de când a revenit și scoate și penalti. Iată scoate și penalti pe care tot el îl va transforma, scos de el și tot el îl va transforma. Ce meci face Rusescu aici? Nu, nu va introduce, nu va șuta Moruțan. Rusescu, deoarece el l-a scos și el va șuta. Nu trebuie să rateze Rusescu pentru a fi aproape de hat-trick și da, este hat-trick Raul Rusescu, cel mai mare meci al său de la revenirea la FCSB. Iată cât de bine a tras, fără replică, portarul celor de la Concordia Chiajna. Ia să ne dea cu și Tănase, intră Mihai Roman și Teixeira pentru a ne apăra. Pentru a ne apăra, de asta au intrat ei, Rusescu până la Teixeira. Teixeira este nevoie să întoarcă până la Romario Benzaro. Romario Benzaro pasă în forță până la Planici. Planici pentru Rusescu. Rusescu din nou cu un șut. Dar de această dată nu mai are noroc Raul Rusescu și nu mai reușește să intre în poartă. Dar îmi place foarte mult activitatea asta. Dacă va fi în formă, îl vom băga și în meciul din Europa League, dacă, cu siguranță, dacă nu va fi obosit Raul Rusescu. Acum a jucat, este într-o formă de zile mari. Moruțan a fost faultat. Moruțan acolo. Tot el lasă bată această lovitură de această dată în blocaj, spațiu de șut Benzar, dar a ales să șuteze prea târziu. Alexandru Stan întoarce până la Bălgrădean. Bălgrădean urcă cu balonul. Iată cât urcă Bălgrădean. Nu trebuie să greșească. Iată din nou pentru aceeași Bălgrădean. Iată Bălgrădean a ieșit la dribbling-uri, portarul Stelei. Destul de bun. Nu prea am avut probleme cu el acolo în poartă. Și a făcut datoria de portar. Dar până atunci să revenim la meciul nostru. Iată pe cei de la Concordia Chiajna ținând mai mult de balon. Dar cel din urmă îl pierde Coman. Coman are nevoie de gol, Coman trebuie să marcheze pentru a-și recapăta încrederea. A lipsit destul de mult prin acea groaznică accidentare. Unii dintre voi o știți, accidentarea asta din păcate. Dar iată revenind din toate cel din bun și iată o pasă, dar Stan este stăpân acolo și întoarce pentru Bălgrădean. Bălgrădean trage de timp, Bălgrădean așteaptă sosirea jucătorilor în teren și șutează. Și șutează chiar lung. Iată pe Rusescu, cade acolo, dar se ridică foarte repede. Teixeira pentru Rusescu. Rusescu vede, ești lent pe Denis Mann. Denis Mann nu prea este în forma sa. Denis Mann până la Moruțan! Wow! Ce gol reușește Moruțan! Ăsta, da, gol, golul anului cu siguranță în Liga 1 Betania. Ia uitați-vă! Foarfecă laterală, foarfecă laterală. Cel mai frumos gol de până acum. Ia uitați-vă cât de spectaculos, cât de frumos, foarfecă laterală Moruțan, ce gol reușește magicianul Stelei în acest moment. Da, se termină aici 4-0, exact ca meciul trecut din episodul trecut din Nu mai Hermannstadt, cred că era, nu mai aduc eu bine aminte. Da, iată Rusescu, omul meciului, cu siguranță și merita. Și urmează meciul european. Al trei, da, iată Moruțan. Da, iată meciul european. Haideți să facem și primul 11 nostru. Planici nu arată destul de bine, deci îl voi schimba. Vom introduce pe Bălașa, Momcilovici, las în teren, la fel și pe Benzar. Pe Coman îl scot, vom introduce pe Tănase, Roman rămâne aici, îi stă bine cu Pintili, deci Roman cu Pintili, Denis Mann va ieși de aici, vom introduce pe Harlem Nöyre și vom schimba pe Harlem Nöyre la post cu Raul Rusescu și pe Rusescu cu Băluță.
Și iată, l-am coborât pe Rusescu în spatele vârfului, în spatele bizonului și haideți să-i dăm drumul, iată, 26.000 de spectatori ne așteaptă la noi. Pe Național Arena au venit să vadă spectacol și le oferim spectacol. Iată și plouă aici, dar asta nu ne poate împiedica să obținem victoria împotriva lor. Iată deja o primă pasă greșită de ei și Rusescu. Avem șansa noastră de a marca. Iată pe Rusescu cât de bine se descurcă. Raul Rusescu și înscriem. Și reușim să înscriem foarte bine. Iată, au greșit în prima și Raul Rusescu continuă forma sa extraordinară. Iată cât de ușor a trecut de fundașul lor. O pasă greșită de la care a plecat gol deja din minutul 4, Raul Rusescu, și conducem pe tabela de marcaj și este excelent pentru noi. Iată și pe vor să caute golul și iată combinație 1-2 acolo. A trecut de Momcilovic și este pericol, dar Moruțan, cred că era Moruțan, da, Moruțan era care a intervenit excelent acolo. Iată și pe Neuer. Neuer se descurcă bine și îl trimite o pasă pentru Rusescu. Rusescu are destul de multă viteză, dar din păcate nu poate ajunge la balon. Steliștii stau destul de sus, stau steliștii, iată pe Rusescu. Rusescu are spațiu de șut, Rusescu peste poartă. Iată că de această dată trimite peste poartă, dar apreciez efortul său, nu a avut întări și am ales să șutez pe poartă. Minutul 18, Steaua conduce în continuare cu 1-0 și este grație golului marcat de Raul de Ghencea. Moruțan trebuie să recupereze acolo, de asta l-am pus și pe acel spațiu. Benzar faultează acolo, destul de riscant ce a făcut el, nu trebuie să primească nici cartonaș. Un șut direct spre poartă, un șut în forță, dar ce bine nu a prins cadrul porții să-i ofere emoții lui Bărgădean. Roman pentru Moruțan. Moruțan cu driblingurile sale, Moruțan, dar nu reușește să treacă. Nu i-a ieșit driblinguri, din păcate. Iată din nou pentru Rusescu. Rusescu a încercat să treacă printre el, dar iată cum revine mingea la Rusescu. Ce noroc are Rusescu, în ce formă se află Rusescu și cum s-a întors balonul la el. Iată, avem lovitură de colț, bate el pentru Bizon. Bizonul a așteptat acolo, dar din păcate mingea nu a ajuns la acesta. Și iată, plecând pe contraatac, dar am făcut exact ce trebuia, am faultat cu Moruțan să blochez acel contraatac. Pintili foarte bine cu capul până la Raul Rusescu. Rusescu nu se lasă, nu se lasă Rusescu și iată, face spectacol Rusescu. Se râde de ei mai mult. Rusescu a trimis la prima bară și a trimis destul de periculos. Iată, avem deja corner care Moruțan pentru Pintili, dar Pintili nu ajunge. Încă nu ajunge Pintili. Alexandru Stan este acolo să bată pentru Pintili. Pintili pe jos până la Neuer și intervenție. Nu vrea să intre mingea bizonului. Nu prea vrea să intre mingea bizonului. Am văzut foarte, foarte furios acolo bizonul, deoarece nu iese jocul său la care ne așteptam foarte mult să reușească să marcheze. Iată, din nou o pasă greșită la Stan. Stan foarte bine pentru Tănase. Tănase intră în careu, Tănase intră în careu și este penalti. Este penalti și este bine. Tănase l-a scos și tot el îl va executa. Îl pune pe Tănase, deoarece el l-a scos, dar vreau să bat totuși cu Raul Rusescu. Vreau să bat cu Raul de Ghencea, să continue seria sa cu victorii și este gol. Este gol! Raul Rusescu reușește dubla deja înainte de a se termina prima repriză. V-am spus și la începutul meciului că trebuie să-i batem pentru a avea speranțe în continuare la calificare, deși suntem în continuare. Iată, a intrat Teixeira și a ieșit Harlem Nyoere. A și Nyoere, deoarece nu iasă meciul, nu este în forma sa Bizonul. A trecut și printr-o accidentare, ce-i drept, în partida când a lipsit. Iată pe Denizman. Denizman nu este atent acolo și pierde balonul. Iată pe Bălașa cât de sus e și iată o pasă pentru Rusescu. Rusescu la pressing și îl obligă să șuteze în corner sau out. Da, este out. Teixeira, iată cât de bine îl întoarce Teixeira pentru Rusescu. Autogol, autogol
Giroudon, iată, își bagă mingea în propria poartă, dar ce minge a trimis acolo Teixeira, sigur intra în poartă, sigur intra în poartă această minge, era și Rusescu, era chiar pe minge, Raul Rusescu și este 3-0, umilință, i-am umilit pe ei. Iată, fără replică, sunt obosiți la pământ adversarii noștri din această seară, din Europa League, iată pe Mihai Roman, iată pe Roma, câtă viteză are Roma, se duce Roman cu șut în forță, dar barează portarul lor. Iată pe cum pe contraatac, dar se împiedică și Coman, cred că a trimis pentru Bălgrădean. Bălgrădean iasă foarte mult, Bălgrădean și trimite în forță până la Raul Rusescu, foarte multe mingi îl caută pe Raul Rusescu, pe golgeterul nostru, că știe că el are cu golurile și că va marca Mihai Roman. Roman pentru Coman. Coman are nevoie de gol, Coman, după accidentare și o face Florinel. Iată, Mbappé de România, toate cel din urmă, reușește să marcheze. Iată, stă întins pe teren, a tras mult pentru acest gol. Uitați-vă cât a alergat și cât a protejat și cât a ținut de minge și ce șut a trimis cu stângul. Își căuta foarte mult acest gol, avea nevoie pentru a-și căpăta încrederea antrenorului, pentru a-l băga din nou în partide oficiale. Man, stă foarte jos Denis Marda, totuși e destul de bine. Iată o binge pentru Rusescu și avem șansă din nou de a marca. Rusescu își caută loc, Rusescu, spectacol oferit de Rusescu, al doilea hat-trick de Raul Rusescu. Deci spectacol, spectacol este aici la noi pe Națională Arena. Iată cum s-a dus și cu poarta goală a trimis pe jos. S-a, practic a făcut mișto de portarul roșu. Scorul este 5-0. Iată, 5-0, cel mai mare scor reușit de Steaua în acest an în Europa League, în grupa noastră de Europa League, și continuăm cu să fim pe locul 1 în grupă. Iată pe Denis Mann fiind faultat acolo. Moruțan vine cu centrarea cu mult efect până la Denis Mann, dar nu poate și Alexandru Stan. Iată, direct pe poartă, a căutat poarta. Iată, fac și o schimbare, dar destul de neinteresant. Moruțan trimite cu mult efect până la Mihai Roman. Și șutul lui Romario Benzar peste poartă, dar conducea cu 5-0, nu trebuie să ne mai facem probleme, să ne grăbim, să marcăm. Și da, se termină aici spectacol, spectacol oferit de Raul Rusescu, mai ales hat-trick aici pe Național Arena, unde se simte el foarte bine. Iată, publicul roșu-albastru, exact cum trebuia, Rusescu fiind și omul meciului, da, chiar el este, așteptă să se încarce banii și haideți să vedem ce programă mai avem, dar nu voi acum, voi posta acum în acest meci. Da, urmează meciul cu CFR Cluj în deplasare, deplasare foarte, foarte grea. Dar haideți să vedem cum stă treaba în Liga 1, Betano. În continuare lider cu 19 goluri marcate și urmate de cei de la CFR Cluj, tot cu 16, iată, diferență de 3 goluri, stă foarte bine în campionat CFR Cluj. Iată play-off-ul format din Astra, Politehnica Iași, Dunărea, Călăraș, Botoșani, CFR și Steaua. Viitorul Dinamo și Craiova nu și revin deocamdată. Încă nu și-au revenit și încă nu au putut ajunge, din păcate, în play-off, dar asta e, bine că suntem noi, iată, în continuare lideri, iată pe Lazio urcând pe poziția a doua. Haideți să vedem ce a făcut Lazio. A bătut cu 4-1 pe Estoril. Estoril nu-și revine nicio victorie reușită de ei, din păcate. Asta e. Și da, bă, fraților, urmează meciul cu CFR, cu Sepsi și după cu Lazio. Deci aici vă încheia și acest episod, va urma meciul cu CFR, deci rămâneți pe canal, apăsați butonul de like, v-am pupat, toate cele bune, pa, pa!